Zeci de trenuri din mai multe perioade istorice au oprit la Târgu Jiu, nu în gară, ci la o expoziție de machete feroviare, unde pasionații au regăsit locomotive, vagoane, dar și gări machetate. Pentru realizarea unei machete, pasionații lucrează cu migală luni bune. Deși pasiunea presupune o muncă titanică, rezultatul este remarcabil. Toate locomotivele și vagoanele sunt copii ale unor modele reale, spun specialiștii. Dacă ar fi să cuantificăm în timp și să vă spun, cred că ar fi, hai să spun, 3 luni de zile, cam 3 luni de zile. Dar 3 luni de zile însemnând, nu, ea se asamblează repede acum, relativ repede, pentru că toate componentele sunt realizate. Ea se asamblează cam în 3-4 ore. Dar în schimb, munca lor, efortul lor a fost de câteva luni de zile, 3-4 luni de zile, în care nu doar unul, ci mult mai mulți dintre colegi, pasionații noștri pentru trenuri și pentru calea ferată, au făcut efortul acesta și au creionat macheta. Cei mici au fost de-a dreptul fascinați de micile trenulețe. Mi-a plăcut, am văzut niște machete foarte frumoase, tablouri cu vechi trenuri. Știi ce reprezintă aceste trenuri? Trenuri care au fost folosite de armată. Mi se pare o expoziție destul de interesantă și nu numai că am aflat despre în al doilea război mondial că a luptat și țara noastră, dar am aflat și despre alte țări, cum ar fi rușii împotriva germanilor. Nu știai până acum acest lucru? Nu știam acest lucru. Până deci este o expoziție constructivă. Da. Ți-au plăcut trenurile? Ți-au... Da. În miniatură? Da, mi-a plăcut foarte mult. Am văzut o expoziție cu trenuri care pe lângă care circulă într-un frumos oraș și a fost foarte interesant. Deschiderea expoziției de fotografie, film și machete a avut loc astăzi. În toate școlile din municipiul Târgu Jiu va ajunge afișul cu eroii noștri locali, cu decretul regal prin care Târgu Jiu a fost decorat cu virtutea militară de către Carol al II-lea. Și e bine să începem să ne mândrim cu acest lucru, pentru că puține orașe au fost decorate cu virtutea militară, asta datorită faptului că populația orașului a luptat în primul război mondial și a oprit invazia armatei germane pentru câteva zile. Este un loc încărcat de istorie, este un loc cu o arhitectură deosebită, este un loc de mare importanță pentru calea ferată și pentru primul război mondial în mod special. Nu vom putea trece cu vederea niciodată eroina de la Jiu sau bătălia de la Jiu, care, într-adevăr, au fost oprite trupele germane pentru un scurt timp. Dar această oprire a dus în frontul din Moldova la reușita luptelor de la Mărăș, Mărășești și Oituz. Deci iată că eroismul celor din Târgu Jiu a schimbat practic soarta României. Pentru curioși, expoziția e deschisă până sâmbătă. Evenimentul face parte din programul de manifestări ocazionate de împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial și a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș.